Mircea s-a dus într-un loc unde filosofia este total de diferită. Nu știu față dacă... de a lui? Față de a lui, da. Așa. Adică Gică are un model de joc, o filozofie aparte. Bine, ce trebuie spus este, trebuie să recunoaștem în apărarea lui Renick, este că Hagi a vândut tot. A și vândut ca niciodată. Și asta este asta. Problema. Și au plecat jucători foarte buni. Numai că la viitorul filozofia este de a promova foarte mulți tineri. Ați văzut că apar de la o etapă la alta foarte mulți jucători tineri. E greu să faci performanță. La Dinamo, la Steaua, îți spune de la început, domne, obiectivul e primul loc și nu mă interesează. Poți să nu bați niciun tânăr niciodată. Da. Mă interesează să-ți iei punctele ca să poți să te bați la cupele europene și la campionat. Totuși nu e umilitor atât pentru viitorul ca brand, cât și pentru Rednic să te conducă Poliaș, ultima echipă din Liga 1, Lanterna Roșie. Mai mult decât atât, știm ce haos total este acolo, ce scandal intern este. Nu este, din punctul meu de vedere, este de... Adică eu nu chiar nu înțeleg cum viitorul nu și-au punctele acasă cu anumite echipe. Adică eu vă spun sincer, eu știu ce se lucrează acolo, eu știu ce jucători talentați au viitorul, eu știu ce condiții au, infrastructura, totul. Știe toată lumea de infrastructură, și tocmai, nu numai, dar modul de pregătire al jucătorilor, refacerea jucătorilor, vitaminizarea, modelul de joc, sunt foarte bine organizați. Dar, da, nu știu, nu, ei sunt cei mai în măsură să tragă concluziile adică nu credeam că viitorul nu se califică în play-off. Crezi că va pleca Rednic în perioada următoare de la viitorul? Ce părere ai? Eu cum îl știu pe el, că în momentul când nu are rezultate, pleacă. Adică pleacă cu siguranță. Și știi până la urmă că până la urmă un antrenor depinde foarte mult de rezultate. Păi depinde strict de rezultate, că până la urmă... Da, depinde, că uite, asta spuneam, alții vor să construiască în timp, au un proiect pe termen mai lung, să promoveze jucători, să-i vândă imediat, alții vor să câștige campionate, presiune, imediat, trebuie primul cu CFR Cluj, da. Cu jucători mai cu experiență. Ce echipă crezi că i-ar prii acum lui Mircea Rednic astfel încât să performeze din nou? Păi trebuie... Dacă la nivelul la care a ajuns el, trebuie să facă performanță, clar. Nu cred că poate să o ia de la început să înceapă să joace cu jucători tineri, să construiască. Îi trebuie o echipă unde există un patron foarte potent financiar care să poată să-i pună la dispoziție tot ce e mai bun din punct de vedere fotbalistic. Adică un CFR sau un Craiova, exact. Sau un FCSB? Exact. Unde l-ai vedea la una dintre cele trei echipe cel mai mult? Cel mai potrivit? La Craiova. De ce? Eu știu cum e ca și profesionist, cum lucrează, ce poate să pună în practică. Ochiul care îl are la fotbaliști, că îi plac fotbaliștii de atac, îi plac fotbaliștii inventivi, lucrează foarte bine din punct de vedere tactic, dar am văzut că și la Craiova este un progres mare, acum la ceea ce am văzut la ultimul. Îți place antrenorul ăsta grec cu Zunidis? Îmi place Craiova, nu știu, adică are o schimbare fantastică. Păi clar, jucătorii aveau, adică eu tocmai chiar mă gândeam ce se întâmplă de nu... De nu se ridică la nivelul așteptărilor. Îmi place de Mihai Rotaru, de exemplu. De ce? Că se bagă la echipă? Nu se bagă. Cum se bagă? Știe toată lumea că se spune al doilea Gigi Becali. Astea sunt povești. Aia sunt povești. Vrei tu să ajungi pe acolo să conduci Academia? Nu, eu rămân la București. Nu, cu siguranță. Adică îmi place că pune suflet, să implică. Din ce știu eu, cel mai bune condiții din România, la nivel de club. Adică contează foarte mult. Da, au condiții bune, e adevărat. Zim de, uite, dacă tot am ajuns la discuția asta despre echipele de top care se luptă la campionat, zim de CFR Cluj, de ce se chinuie atât în ultima perioadă? De ce crezi tu că nu funcționează? Deci, spun sincer, pentru mine a fost o mare dezamăgire. Adică dacă Dinamo a jucat în inferioritate cât? Aproape 60 de minute? Da, 60-70 de minute. 60-70 de minute. Și totuși nu s-au ridicat la un anumit nivel. Din punct de vedere fizic nu cred eu că pot ajunge la același nivel și au trecut ani și peste Vinicius și peste cine mai e pe acolo. Ai, Burcă e în vârf de... Nu Burcă. Hoban se joacă cu Hoban la 38 de ani, titular.
Păi tocmai. Bordeanu 31, Deac 35. Trebuie să se facă trecerea asta la generațiile noi ușor. Deci deja spui că s-a terminat acest ciclu al acestei echipe și ar trebui să se reformeze echipa. Cam așa văd eu lucrurile. Dar, deci ei au început cu câțiva jucători, cu Ciubotariu, cu Costache. Uite, căzut în play-out. Dar nu știu ce se întâmplă. Nu știu ce se întâmplă cu Mircea, nu știu ce... Ai mai vorbit cu el în ultima perioadă? Nu. Nu. Din punctul meu de vedere este un foarte bun antrenor, dar vedeți, a fost. Nu, este. Este un foarte bun antrenor, că eu am lucrat de curând cu el și am văzut lucruri extraordinar de frumoase la el, care n-am văzut la foarte mulți antrenori. În altă ordine de idei, vedeți, în momentul de față, trei dintre cei mai buni antrenori români nu antrenează. Răzvan Lucescu, Șumudică și Șumudică. Și Dan Petrescu. Adică da, chiar astăzi, ca o paranteză, m-am întâlnit cu Șumi și... Așa, și ce face Șumi, adică? Păi așteaptă, care are oferte, are... Ce oferte are? Zine și nouă. Nu, bine, nu știu. În detaliu, dar așa. E căutat. E normal că e căutat. Aduce treaba făcută în Turcia și Răzvan la fel este. Dar au zis că au nevoie de o pauză de două luni și după aceea să... Păi și tu când revii din pauză? Că tu ai deja o pauză de mai multe luni. Păi am o pauză, dar tot activ sunt. Cu selecții, cu jocuri, cu rapoarte pe jucători, cu... Adică îmi place ceea ce fac, sincer să fiu. Că v-am spus, ați văzut și Bratu, a zis că mai aveam puțin și m-am luat cu Zmurdu. Cu deci, Zmurdu și nu Mulțescu, ci Zmurdu original. Deci în momentul când vrei să faci ceva și vrei să faci performanță și te implici 100%, este foarte greu. Ați văzut că a dat și Falu un interviu, nu știu în ce ziar, și a spus că cel mai complex lucru este să crești copii și să-i și formezi. Așa să iei de gata făcut, e cel mai ușor lucru. E adevărat. Da, zi-mi, mâine se joacă mai multe meciuri foarte importante pentru ultimele locuri din play-off. Cum ți se pare această luptă? Vorbim de mai multe echipe. Da, din ce știu eu... Botoșani, Clinceni, Chindia trebuie să câștige are minimum șanse. Punct, nu? Da. Eu mi-aș dori din suflet ca Academica Clinceni să se califice în play-off, în primul rând pentru Ilie Poenaru. L-am avut antrenor la grupa 1-11 la Dinamo. Da. Dar și Marius Cruitoru, care nu ne cunoaștem personal, dar vă spun, face niște lucruri extraordinare la Botoșani. Azi ce ambianță creează acolo, cum sunt jucătorii dăuniți. Reacțiile care le-au avut după ultimul meci, care l-au câștigat cu 1-0. Da, este o bătaie pentru progresul fotbalului. Atât la nivel de... Hai să facem, fii atent. Zi ce play-out echipe vezi tu... în play-off, în afară de FCSB, Craiova, CFR, primele trei cu... Da, Sepsi că nu mai are cum. Mai este... Deci avem așa, Botoșani, Clinceni, Chindia, poate Astra și FC Argeș, de fapt nu, că mai e o etapă, nu se mai poate. Deci astea sunt Chindia, Clinceni, Botoșani. Eu văd... Deci primele trei sunt clare. Și a patra, Sepsi. Da. Deci sunt două locuri pentru... Pentru trei echipe. Chindia, Clinceni și Botoșani. Clinceni și Botoșani. Dar Chindia de ce nu? Că, până la urmă, și Emil, e prieten cu mine. E un antrenor extraordinar. Parcă ca și joc nu e la nivelul acestor două echipe și nici n-a avut constanța lor până uite, ne scrie cineva, Cristian Florin Vrăducanu: domnule Vrânceanu, Rednic întâlnește azi o forță, echipa antrenată de domnul Napoli, tactică, stil italian, e greu. Cred că e un pic ironic, domnul Vrăducanu, dacă mă întreb pe mine. Da, nu știu dacă e, la adresa... Gabi, mie îmi place, de ce să nu poți să fii ironic? Stai puțin. A fost și este un mare antrenor. A fost sigur. A fost un mare internațional, un mare jucător. A fost. Cunoștințele lui despre fotbal, îl cunosc personal, vă spun. Stai un pic, fii atent. Mourinho a fost antrenor bun? A avut rezultate? Și este. Păi și uite că nu mai performează. Păi tocmai de-aia. Ăsta e cel mai bun exemplu. Se întâmplă. Sunt perioade în viața unui om în general. Așa. Când bioritmul nu e ăla care trebuie. Poate nu... Pe bioritmul pregătești lui bine Rednic, jocurile. Bioritmul lui Mircea Rednic este că n-a mai luat niciun trofeu din 2011 sau 2012. Cupa Azerbaijanului a luat-o atunci. De atunci n-am luat niciun trofeu pe nicăieri nimic. Cum dar, e posibil? Dar nu i-a dat nimeni. Ai dreptate, e o perioadă scurtă, 10 ani. Da, dar nu i-a dat nimeni timp.